Într-o noapte, trei hoți au furat mulți bani de la un om bogat. I-au pus într-un sac și au plecat în pădure. Le era tare foame, dar în pădure nu era nimic de mâncare. De aceea, unul dintre ei s-a dus până în satul învecinat să cumpere de aleguri. Ceilalți doi au rămas în pădure să păzească banii. Hoțul care plecase după mâncare a avut o idee diavolească a mâncat și a băut pe săturate la cârciumă. După aceea a cumpărat mâncare pentru tovară și lui și a amestecat-o cu o travă puternică. Își spunea așa în sinea lui. Cei doi vor mânca mâncare otrăvită și vor muri, iar eu voi rămâne cu toți banii. Între timp, cei doi tovarăși ai lui care rămăseseră în pădure s-au vorbit să-l omoare când se va întoarce. În felul acesta, vor putea să împartă banii numai între ei doi și se vor alege cu o sumă mai mare. Și toți cei trei hoți au reușit să-și aducă la îndeplinire planurile mârșave. Hoțul care voia toți banii numai pentru el a venit în pădure cu mâncare otrăvită și a oferit-o fără niciun fel de remușcări tovarășilor lui la fel de ticăloși ca și el. Dar aceștia l-au doborât imediat la pământ și l-au omorât. După aceea, au mâncat mâncarea otrăvită și au murit și ei. Și acesta a fost sfârșitul lor cumplit. De banii pe care i-au furat, niciunul din ei nu a avut niciun folos. Morala, din rău, rău se naște.